Institutul Verde vă invită să vă alăturați campaniei Vama Verde de salvare a speciilor marine, a zonelor protejate și a habitatului din zona costieră a Mării Negre. Și dacă tot ne aflăm aici, ne-am gândit că și semnătura noastră ar putea ajuta. Așa că eu și colegul meu trecem la treabă. Marea este și a ta, ai grijă de ea. Semnează petiția, așa cum au făcut alți 10.000 de oameni. Este primul an când deschidem la Vama Veche o tabără a verzilor, adică a ecologiștilor, prin Institutul Verde din România. Sperăm să avem tradiție și să continuăm fiecare an această tabără de vară, prin care vom strânge diferite petiții, fiind aici o mare de turiști din toată lumea, și încercăm să menținem cât de cât climatul acestei zone protejate Vama Veche 2 Mai curat, pentru ca turiștii să se bucure de prezența delfinilor în zona aceasta și să ne asigurăm că pe viitor apa va fi cea mai limpede din Europa. Câte semnături ați reușit să strângeți? Avem peste 10.000 de semnături ale turiștilor. Ce părere ai despre campania Salvați Delfinii? Este super ok. Am văzut chiar zilele trecute câțiva delfini tăiați și aruncați pe plaje. Consider că, deși totul este într-o continuă transformare, trebuie să avem grijă unii de alții. Noi delfini, ei automat vor avea grijă de noi. Ai semnat și tu? Da, categoric. O părere extrem de bună în condițiile în care sunt foarte puține campanii ecologice la noi în țară. Și din câte am înțeles eu, zona în care ne aflăm este rezervație naturală, ar trebui protejate speciile pe care le avem aici și păstrată, practic, naturalețea ținuturilor. Nu? Ați semnat? Da, categoric. Am făcut și campanie de voluntariat aseară, împreună cu cei care organizează campania asta. Am strâns undeva în jur de 300 de semnături, cred, doar aseară, în câteva ore. Și credeți că se va schimba ceva? Cu siguranță, dacă implicăm tinerii, asta am observat eu aseară, foarte mulți tineri au venit entuziasmați să semneze și să facă ceva în sensul ăsta. Cred că da, avem șanse să schimbăm ceva. Ai semnat? Urmează să semnez. Deși unii dintre noi suntem cumva în concediu aici și în vacanță, dar ne-am lăsat ușor luați cu valul de această campanie binevenită, mai ales că eu țin minte din tinerețea, copilăria mea, când notam pe aici și mă arătau părinții, uite, delfinii după geamandură, și acum sunt tot mai rari. Și e păcat că tocmai e o rezervație naturală și cu toate astea scade îngrijorător numărul lor în mare, și în condițiile astea pe viitor s-ar putea să nu-i mai vedem deloc. Și chiar sunt drăguți delfinii din Marea Neagră. 10 de exemplare din cele 3 specii de delfini care populează Marea Neagră au fost descoperite anul acesta pe plajele românești. În 2010 au eșuat pe plajele dintre Sulina și Vama Veche 72 de exemplare de delfini, iar în 2009 au fost descoperite 106 exemplare eșuate. Delfinii au murit fie după ce s-au prins în plase de pescuit și s-au necat, fie în urma impactului cu embarcațiuni rapide.